Salutare, prieteni! După cum vedeți, mi-am pus mănuși, mi-am luat căciulă și am ieșit iar afară, unul noaptea, prieteni, friguț. Ce voiam să spun? Că de când am venit din America, am reușit acum o oră și ceva să vorbesc cu Leo. Mă întreba, după ce am vorbit eu cu el, i-am trimis... L-am salutat, l-am întrebat pe unde ești, nu știu ce, și i-am trimis și numărul de cont, IBAN-ul, prieten, pentru datoria pe care are să mi-o dea. Și m-a întrebat dacă... Că am zis că am și un cadou pentru el. Înțelegeți? Și m-a întrebat când am venit, că nu știa că am venit. Și am zis, am crezut că mă urmărești de te uiți peste tot la mine acolo, de poate că știi că am venit. Că nu m-am uitat. Și l-am felicitat blonda lui, am zis că pare fericit cu blonda. Și am zis că mă bucur pentru el. Și cam atâta, după aia nu știu ce am mai zis pe acolo. Și i-am trimis mesaj și lui Alin și Mihaelei pe Messenger. Le-am trimis, i-am salutat frumos și am zis acesta este contul meu de IBAN în lei, nu știu ce, la. Să-mi trimită banii, nu? N-am zis nimic, bă, dăm banii că te tai. N-am amenințat, le-am dat, că după aceea ați văzut, zicea Mihaela, păi tu n-ai mai zis nimic. Băi, e o prostie să spui că tu n-ai mai zis nimica. Tu trebuie să zici și să zici, băi, Cristi, stai că trebuie să-ți trimit sau stai că nu pot acum, dar îți trimit. Nu trebuie să te anunț eu mereu. Dar asta e, nerecunoscători prieteni, eu le-am trimis mesaje, nu mă cer cu nimeni. Doar vorbesc. Înțelegeți? Hai bam bam, prieteni, că am ajuns iar în parc și vreau să fac o alergare așa ușoară, antrenament, nu doar să vorbesc. Și e chiar bună mierea aia de la prietena mea, de la Pamela e mierea, prieteni. Și e indicat acum să spați un ceai fierbinte, la. Să treacă răceala. Bine, e un început de răceală, dar vreau să previn dinainte. Chiar dacă am făcut o baie fierbinte, am băut un ceai fierbinte, eu tot am ieșit afară, prieteni, că nu pot să stau, pot să fiu și răcit copză, că... Da, trebuie să fac mișcare, alergare. Hai, bam, bam, sănătate, libertate și pace pe pământ și mai pun și eu filmări din Miami. Am văzut că vă plac filmările din Miami și o să-mi fac timp să citesc și comentariile pe care mi le-ați dat. Dați în comentarii în continuare dacă vreți să vă răspund și o să vă răspund și verbal, ca să nu zic oral, înțelegeți? Și înscrie și verbal și dați-le lor comentarii acolo la toți care au să-mi dea bani, prieteni. Că spunea cineva că da, dar atunci când ai împrumutat, nu le-ai anunțat și pe noi să ne întreb dacă iar o prostie, auziți și voi, prieteni. Că de ce n-am anunțat și... Bine, mă, acum eu fac cum vreau eu. Întreb, vă spun și vă spun când vreau eu și când am eu chef. Cum suntem toți când facem câte o chestie de asta, da? Acum trebuia să anunț și când am dat și când am... Trebuia să întreb, bă, mă lăsa să dau sau nu mă lăsa? Normal că nu m-aș fi lăsat, nu? În fine, tot felul de aberații, de prostii. Hai, bam, bam, la revedere, prieteni, vorbim. Ia, prieteni, să ieși cu salvarea aici, s-a întâmplat ceva, ce e aici? Ia să vedem. Am văzut că s-a făcut rău la cineva și uitați cum doarme omul ăsta aici. Vedeți, pe timpul ăsta se pot întâmpla multe chestii, că e și frig afară și poți să mori, să îngheți. Hai, bă, bă. Un moment, prieteni. N-ai un adăpost deasupra capului, afară e frig, îngheți de frig și te duci. De-aia e bine să avem grijă de noi, fiecare dintre noi, să nu ajungem în situații de genul, înțelegeți? Pentru că, na,
ai zis să joci pe la casino sau pe nu știu unde, pe la pariuri, hai, joci și la pariuri, cum joc și eu, dar joci tu acolo, cu limite, o să rămâi pe din afară, înțelegeți? Păi da. Hai, mamam, că vreau să o sun pe mama, să văd ce mai zice, ce am mai făcut. Eu vorbesc cu mama de vreo două, trei ori pe zi, prieteni. Și acum, dacă o sun cu cât e mai târziu în România, cu cât e mai devreme în America, să zic așa. Hai, bam, bam, adică să nu deranjez noaptea, nu? La ei acolo. Bam, bam. Uitați, filmează aici. Oh, oh, prieteni, am prins iguana. Ia uitați, prieteni, se vede? Am prins iguana, prieteni. Ia uitați. Poză, lasă așa filmarea, ca și cum e poza asta. Ia uitați, prieteni, am prins iguana. Ia uitați ce mare. Gata, o duc acolo, în partea asta, o duc acolo. A? Captură! Da, să vadă bine și așa, că nu iese de aici. Ia uitați, prieteni. Captură de iguane, prieteni. E că mă angajez aici, prieteni. Aici, la piscină, să prind iguane, prieteni. Vedeți? Hai să o duc, să se ducă pe aici. O dau la rog, pe aici. Ia uitați, prieteni, ce frumos aici. Collins. Frumusețe, mă, America, Florida, Miami, Hollywood, România, Strehaia. Ce mai, mă, Strehaia aici, uitați, am ajuns la Strehaia, prieteni, pe partea stângă, la subsol. Uitați, prieteni, ce frumos aici, frumusețe, prieteni. A? Asta e zona care nu v-am filmat-o, prieteni. Am voie 35 la oră, prieteni. Mergem cu 40 dacă e nevoie. Ia uitați, prieteni, aici. Aici am mers eu pe jos anul trecut, prieteni, am mers toată faleza, tot drumul ăsta, Miami, Hollywood. Bulevardul de Decembrie 118, Bucarest. Uitați cât de frumos e aici, prieteni. Aduc aminte că am mers pe jos pe aici, pe trotuarul ăla din stânga, îl vedeți? Că pe dreapta nu-i trotuar. Vedeți, prieteni? Aduc aminte, prieteni, de anul trecut. O singură dată am mers pe jos. Foarte mulți kilometri. Uitați cât de frumos e aici. S-a dus și ploaia, s-a și uscat. Uitați cât de frumos e aici. Vei? Ia uitați. Steagul Americii. Ia uitați. Ne vedem și acolo, în oglindă. Eu sunt ăla, prieten, cu Toyota. Nu se grăbește nimeni. Limită de viteză. Pe aici locuiește și Madonna prin zona asta, prieten. Și Enrique Iglesias. Morți artiști. Vedete americane, prieteni. O vedete de la noi, că noi n-avem vedete în afară de mine, prieteni. A? Ați prins-o pe asta? Doamne, ați prins-o. Frumos, așa, frumusețe. Ia uitați, prieteni. Să nu prindem roșu, că nebunesc. Broadway. N-ai voie să întorci aici, adică să faci stânga. Uitați, prieteni, cât de frumos e aici. Vai de capul meu. Vai de capul meu. A?
Ia uita, prieteni, că vă învățați. Ia uita, ce mașină, în jos. Prieteni, am venit la cumpărături, la Walmart, să mă iau câte ceva, să-mi iau și un lapte. Uitați, prieteni, aici, americance. Prieteni, am ajuns aici la patiserie, la cofetărie, la ce vreți voi. Altul, prieteni, și pe voi și aici, uitați și prețuri, 4,24 alea, astea sunt 6,97. Cam scumpe, nu? Ia uitați, prieteni, aici unde place mie la tortul. Ia uitați, prieteni. Mamă, $35 tortul la mare. Mamă, mamă, ce e aici? Uite, are și tiramisu, prieteni. La $15. Uitați torturile aici. Aici la Miami, prieteni. Uite aici cheesecake. Cheesecake, uite, astea le-am mâncat eu odată cu banane. Cu brânză, prieteni. Iar arată foarte bine. Iar trebuie să vă arăt și Twinkies. Ori e muzică aici, trebuie să nu mai... Uite, Twinkies. Ia uitați, prieteni. Astea că le-am dus eu în țară. Vedeți? Thank you. Thank you. And have a great evening. Thank you. Bye bye. Ia uitați, prieteni, mă uit la mine. A început serialul. Cristi Marin în Miami. Știe Nicoleta, mă? Deșteaptă Nicoleta. Dar parcă ai zis că ești geloasă, Nicoleta, că sunt cu Pamela aici, sau n-ai zis tu? Că nu mai știu cine a zis. Că pe live nu știu dacă rămân comentariile. Cine a zis? Mariana? Nu cred că Mariana. Tu cred că ai zis. Deci tu erai geloasă. Ți-a trecut? Lasă, Nicoleta, nu trebuie să fii geloasă. Trebuie să mă las să mă simt și eu bine. Acum când nu sunt cu tine. Când sunt cu tine e altceva. Înțelegi? Mă mai aude și e cald acolo, Luiza. Da, e cald. Pupici, pa, pa, pa. Te pup, Corina. Da, e cald, dar nu foarte, foarte cald. Dar oricum apa e foarte caldă. Nu mai sunt acum că te-a părăsit iguana. Aha, dar nu m-a părăsit. O alerga ăla, n-ai văzut? Acum, na, ce era să fac? Eu sunt la piscină. Oulu, iguana în apă! Iguana în piscină, prieteni! Ia uitați ce mâncați ești! Oulu! Tu l-ai, Doamne, ce mare e! Mamă, stai acolo, Pamelo! Restaurantul, prieteni! Nu vine să crede, a venit iguana, prieteni! Ia uitați-o! Ia uitați-o ce mare e! O vedeți? Mamă, ce mare e! Dați așa, prieteni, că trebuie să vă arăt aproape imaginea. Acum, imediat. Ia uitați-o, prieteni. Ia uitați-o. O vedeți? Asta a fost alergată, prieteni. Vedeți iguana? E mare, imensă. Ești că e crocodil. Se vede, prieteni? Am prins-o pe live, prieteni, iguana. Iguana la piscină. Hai, pleacă de aici, iguana. Ia uite ce mare e, prieten. Ce mare e. Prieten, pun camera așa să o vedeți. Ia se vede. Mă duc lângă ea. Poate mă mănâncă, prieten. Se vede? Prieteni, mă vedeți? Hai, du-te de aici. Pleacă de aici. Crocodilul? Hai, pleacă. Pleacă, iguana. Pleacă. Hai. Aoleu, a intrat în apa asta. Băi, ești nebun, cum o noată. Ia uitați, prieteni. Ia uitați, iguana, prieteni. Mamă, cum o noată. Ia uitați-o. Gata, a plecat. Deci nu vine să cred, prieteni. Să opresc live-ul. Iguana, prieteni.
Prieteni, revin, da? Că o să fac și pe... Primează-mă și pe mine, panelul. Ține mai de aici, așa. Facem afară, prieteni, pe iguană. Hai, acolo, vine acolo. Hai că voia să iasă, dar eu vreau să o prind eu. Ia-ți mai de acolo, Pamelo, să mă vezi și pe mine, Pamelo. Mai de acolo. Am prins-o, cred. Ia uite, a scăpat. Nu vrea să stea prins. Nu fie prins. Hai că face să se urce acolo, să trece. Obosit-o, prieten. Vedeți, prieten? Crocodilul, ce mai iguană? Asta e crocodil, prieten. Se filmează Pamelo? Se filmează. Ia uite. Hai, hai afară. Haide, iguană, haide. Acum se uită să vadă dacă iese așa. E bine că se vede. Am prins-o. Ia uitați, filmează aici. Oh, prieteni, am prins iguana. Ia uitați, prieteni, se vede? Am prins iguana, prieteni. Ia uitați. Poză. Lasă așa filmarea, ca și cum e poza asta. Ia uitați, prieteni, am prins iguana. Ia uitați ce mare. Gata, o duc acolo, în partea asta, o duc acolo. A? Captură! Da, să vadă bine și așa, că nu iese de aici. Ia uitați, prieteni. Captură de iguane, prieteni.
E că mă angajez aici, prieten. Aici la piscină, să prind igoane, prieten. Vedeți? Hai să o duc, să se ducă pe aici. O dau la loc pe aici. Igoana. Vine mai aproape cu camera. O duc acolo la ea, acasă. Că n-avem ce să faci. Vine mai încoa cu camera pe acolo. S-a văzut captura, prieteni. Ia uitați, prieteni, ce am salvat iguana. Sau m-am salvat pe mine. A? Ia uitați cât de mare. Prieteni, iguana a rămas acolo, prieteni. E că mulțumește că, că nu i-am făcut rău. Iguana, te pup. Te-au văzut toți prietenii mei acum pe YouTube. Transmite-le și tu un mesaj. Sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Vedeți, prieteni? A intrat în piscină aici, unde făceam eu live pe YouTube. Prieteni, am și o rugăminte la voi. Cei care urmăriți Seatra, care îl urmăriți pe Alin, pe Mihaela, pe toți de acolo, nu știu de ce îi urmăriți, dar în fine, treaba voastră, o pierdeți timpul degeaba, să le dați comentarii, prieteni, să-mi dați și mie bani. Pe bune, să-și plătească datorile față de mine. Da? 750 de lei Alin, $100 Mihaela și Leo 60 de milioane. Da? Înțelegeți? Hai, vă mulțumesc. Dați-le comentarii dacă se poate și o să comentez eu acolo, dacă văd comentarii că le-ați dat. Hai, vă mulțumesc dacă faceți acest lucru. Dacă nu faceți, nu mă supăr. Bam, bam.